Baxter, de ce te-a acuzat Bianca? Mă întrebase, de fapt, dacă m-a trimis Oian. Jador, am vorbit cu Simina și a fost extrem de sinceră cu mine. A fost special făcut pentru tine totul. Crezi că o să mai vorbești vreodată cu ea? Știi deja răspunsul comunist, nu știu de ce mă întrebi. Răspunsul este nu. De ce m-ai chemat până la urmă la Camera Roșie? Ca să discutăm sau că vrei să mă cunoști? Păi îmi place să mă joc așa. Te-ai vedea într-o relație cu mine? Aș vrea o relație. Până acum, mâine, dacă scoți ceva pe gură greșit, s-ar putea să nu mai vreau. Bă, băieți, adică vreți să ziceți că nu-i suficient de femeie? Ai picat testul, băiatul. Jador! Am și dar cine te-o vrut pe tine, Jador, în viața asta? Nu înțeleg! Eu asta... Lași altă impresie că eu te-am vrut, te-am căutat! Din ce, din ce ați explicat voi, eu înțeleg că ele nu sunt suficient de femei. Nu, frate. Ai, sunt nici femei. Ba da, asta. Deci, și eu vreau un asta e vorba ta, Livian. Dacă tu consideri așa, mă bucur. Nu, nu am treabă, nu am treabă cu ce consideri tu. Eu zic ce par ce vorbesc eu. Asta e considerația ta, nu mă bag, e treaba ta, nu știu. Păi nu, eu am pentru zis, mine uite, ele eu am zis așa femei, și Andreea, la fel o înțeles. Pentru mine sunt niște femei superbe, niște da, femei frumoase, niște femei atractive. Mai ales din punct de vedere corporal, nu am ce să zic. Dar nu simt mai mult. Dar pe tine cine te-a vrut cu adevărat, Jador? Nu știu, păi asta e problema, că dacă mă voia cineva cu adevărat, eram acolo. Așa dai impresia că aș cum toate ți-or vrut și tu le-ai testat. Nu, nu, asta e că dacă mă voia cineva cu adevărat, eram al ei, drag. Păi așa, două secunde, cum nu te-a vrut, că ai zis că Ligi, o să vrea să facă cuplu cu tine. O zis, Ligi, o zis. Bă, Evian, dacă lupta pentru el, el vrea o o zis, dacă era vreo femeie care mă voia cu adevărat și care mă făcea să simt niște lucruri, crede-mă că eram de mult era. Dar la fel și noi, mă, nu doar. Da, Andreea, niște așa, la fel și noi. Eu sunt aici de 5 luni de zile. De pe mine, dacă mă făcea altul să-mi placă. Sunt aici de 5 luni de zile și au fost femei care s-au bătut cu punul în piept, îmi place, Jador! Bă, Jador îl vreau și seara, ziua stătea cu mine aici și seara ieșea cu altul în oraș. Păi treaba lor! Ce, poți să complici ce încredere poți să am eu pentru aia sau cum? Că nu înțeleg. Păi nu, normal că n-am încredere în general în femeie. Dar nici noi n-avem păi, mă, nu. Am lăsat-o două zile și s-a combinat cu altul. Dar nu-mi pasă mie, Jador, ce ai făcut în sezonul. Au fost femei, vorbeau cu mine, stăteam cu mine și le aveau iubiți acasă. Spuneam mie că mă place aici și acasă aveau iubiți. E greșeala lor! Ce să poate fac? Dar vă dați și vouă șansa, voi asta nu înțelegeți. Și vă vă dați șansa. Dar ce șansă? Votestat, adică ei doi, votestat. Au încercat unul, după aia v-a lăsat un pic acela care a încercat și voi v-ați dus la ălalt. Sau ați acceptat să vină celălalt. Dar nu a acceptat. Nu, zic eu. Dacă păi, opriți-vă, măi, serios. E pupă și te viața, nu înseamnă că-l vrei. E o diferență mare. Asta e experimentul, ăsta e formatul emisiunii. Dar cine sunteți voi să experimentați? Eu faceți foarte bine, nu bine. Dar cine? Dar nu înțeleg. Noi suntem aici la experimentat. Da, normal, da, suntem la experimentat. Într-un experiment. Eu nu vreau să fiu inclusă în Andreea, dacă suntem într-un experiment. Eu chiar nu vreau. Cum ai probat tu pe mine și pe Livian? Da. Cum ne-ai probat tu pe amândoi? Pe amândoi ne-ai probat. Eu pe tine ce am probat? Și pe mine și pe Livian. Eu nu am văzut să te probez. Ai văzut să vezi care e mai ok. Cu ce? Ce am făcut eu ca să te vorbind în același timp cu amândoi, cum spune în același timp. Vorbeai în același timp cu amândoi. Nu vorbind ca la multe relații. Că am doar cunoscându-i la pe amândoi la același nivel. Nu înseamnă că nimic. Ai încercat să-l descoperi și pe el în același timp în care ai încercat să mă descoperi. Și ce mă oprea să-l mai descoper? Ei, tu ai vorbit cu mine. Eu cu fetele astea în afară de tine, cu care am vorbit. Nu știu dacă mai vorbit cu vreo fată. Cu ela. Cu el, atât. Livian, normal să vorbească cu amândoi, că ea a fost în cunoști, vreau să cunoști. Nu știu ce am vorbit cu eu, cu ea în privat. Păi nu mi-a fost, frate, că dacă mi-era dragă, eram cu ea între relații, eram în combinat. Ideea e că nu-i nimeni mai sus decât nimeni și că toți ne testăm între noi. Exact. Așa? La o femeie, dacă îi place de un bărbat, se vede, face anumite chestii. Eu așa zic. Face anumite chestii, dar anumite chestii pot fi duse până la capăt și de show, pot fi duse și că
Dar și niciuna n-a că să fim serioși, că dacă nu eram eu apărut la televizor și veneam aici, nu-ți vă uitați, poate doar una poate să uita la mine. Dar probabil pentru că te-am cunoscut dinainte și te-am văzut la televizor, asta a fost un avantaj pentru văzut? Tine. Ai văzut? A fost un avantaj. Păi da, vreau să zic că nu, nu-ți place vreau, faptul că el vreau o fată care, uite, vreau o fată care că mă și dezbracă, m-am enervat rău după, mă jur, m-am enervat rău. Lasă vrăjala, lasă, nu te enerva. Jur, m-am enervat. Dacă o fată mă voia pentru ce aveam eu aici, jur că eram cu sufletul pentru ea, dar nu e! Nu e! Nimeni. De asta și vreau să plec. Nu a fost niciuna care să mă vrea. Păi am venit eu pentru, dar nici tu n-ai fost pentru niciuna și nu te-o vrut niciuna. A venit Andra pentru tine, Jador. A venit pentru tine, am mai pleci? Faci glume, mânzo. Nu fac, dacă tu de glume. Nu vorbesc serios aici. Vreau să te îmbraci frumos pentru tine. Eu vorbesc tine, serios aici. Eu vorbesc serios, Andro. Ești serios? Da. Dacă era careva să-i placă foarte mult de tine, era gen Ela. Ai avut un exemplu aici, deci niciuna n-a fost. I-a plăcut foarte mult lui Ela de mine. Păi asta zic, i-a plăcut și ai văzut cum a reacționat. Sunt de acord. Da. Așa greu, e de înțeles. Okay. În timp, Jador și-a luat-o în cap, deoarece a fost băgat prea mult în seamă de toate fetele, iar acum el consideră că toate fetele sunt în cap după el, dar nu este deloc așa. Andra! Da. M-ai strigat? Ce? Păi am vrut să mă ridici în braț, așa, să-mi pup picioarele. Când o să meriți, poate să vină și momentul ăla, dacă o să meriți. Ivește să. Păi eu vreau. Asta a fost bună. În braț eu o să o ridic pe fata care o să merite și căreia o să simt din suflet să-i fac chestia. Foarte frumos. Așa nu o să fac fake. Foarte bine. Da, foarte frumos. Uite, foarte bine. Sunt de acord cu tine. Foarte bine, foarte frumos. Și eu sunt de acord cu tine. Și eu sunt de acord. Și eu. Bravo. Nu are de ce să mă acuze nimeni că nu-mi găsesc o relație și că nu vreau să-mi caut o relație aici și că nu știu ce. De asta am și vrut să plec, de asta și vreau să plec. Pentru că nicio fată... Păi dar nu te grăbi, acum nu a îndeplinit condițiile pe care eu le vreau. Și vrei să pleci? Nu mai plec. Încă? Momentan, da. De când am venit eu vrei să pleci? Momentan, da, vreau să plec. Nu da? Mai pleci. Bine. De motive să nu mai pleci. Da, Sandra, că ești colega mea de cameră. Momentan. Ce vreau, asta mă moară la noapte, jur. Nu se știe pe parcurs. Dacă mâine nu mă mai trezesc, să știți că... Andra, dar dacă ție îți place de Jador, spune ceva care ar putea să-l întoarcă. Să mai exact. Pleci acasă. Dacă ți-e păi place de el, oprește-l și nu-l lăsa să se ducă. Păi frate, dacă nici nu-l cunosc, ce ai? A doua zi, ce să dau eu? Și asta e. Așa din spusele lui și din cum se comportă cu tine, cum vorbește. Păi ți-am spus că îmi place, adică e foarte... funny. Adică așa. Trebuie să te hotărăști ori Mocanu, ori Jador, că aici ne prea cu Jador! La amândoi. Da. Tu mă omori, tu mă omori. Robert, nu fii... Când ar trebui asta cu mireasa? Știe el ceva. Ia zi, Robert. Când nu te văd, plâng până în zori. Sună-mă măcar o dată pe zi. Taci, bă. Ia, mai, dar asta ce? Ca să se înțeleagă Andreea Pirui, ca să se înțeleagă fetelor, eu vreau o relație să pot să... Mă las inima să-i pup, am înțeles, să-i pup picioarele și mâinile la femeia cu care o să fiu. Să... Dar la Simina ai pupat? Ai pupat picioare la Simina? Da. La Simina ai pupat mâinile și picioarele? Da. Când am fost cu ea, da. Când ai apucat? În camera roșie nu s-a văzut. Bă, nu, relația mea n-a fost în camera roșie doar. Asta am văzut. Sau aveți voi să vă întâlniți afară? I-am pupat piciorul și când n-am mai fost cu ea. Aveți voi să vă întâlniți afară? A? Aveți voi să mă întâlniți? Nu, n-aveam, dar m-am întâlnit. A, deci nu aveați, dar ați încălcat regula, am înțeles. Poate o tipă coridor. Aia era problema, Andreea, cum aia era cum am făcut. Andreu, îți doresc un bărbat care să vrea să simtă și să-i ofere unei femei ceea ce vreau eu să-i ofer. Măcar jumate. Măcar un sfert. Eu îmi doresc nespus cu așa. Poate la. Dar trebuie să existe, pentru că dacă femeia... Păi o ai pe Mariana spatele. Femeia nu o să fie potrivită pentru... Bine, Andra. Femeia, Andreea, repet, vorbesc serios. E ador, când zic. Păi și ea e foarte serioasă, nu vezi că sare pe mine? E foarte serioasă. E virgină! Chiar e? Ok, dar nu e vorba. Femeia... Nu, iubita mea nu trebuie să fie. E și ușoară dacă o ridici în braț, că e mai slabă. Iubita mea sau soția mea sau ce va fi ea, nu trebuie să fie neapărat virgină, nu caut asta. Neapărat. Asta, e un plus. Sau o chestie. Dar nu caut neapărat chestia asta. A spus de asta în emisiune. Okay? A spus. Treaba ta, Jador. Vreau să simt să fac niște chestii din suflet. Nu vreau să zic niciodată în viața mea. Nu-i pup mâina sau nu-i pup mâna sau nu o pup că nu merită. Nu vreau să zic așa ceva niciodată în viața mea. Dumnezeu să-ți dea ce
caut. Păi și subiectul ăsta acum. Mulțumesc din suflet. Jador, ții minte când ai zis că... Ca să se înțeleagă de ce nu ne-am făcut relație. Am înțeles. Tu cred că tot acasă. Nu mai sar pe ea. Ok. Și producția, înțeles. Andra, nu mai sar pe tine. Am de oferit foarte mult. Și vreau să ofer din suflet. Nu vreau să fac nimic doar să fie ea fericită. Vreau să fac pentru noi, pentru că așa simt, pentru că așa îmi vine. Ok. Păi să fiu fericită dacă rămâi în casă. Dacă pleci, nu mai sunt fericită. Nu merde de glume, Andra. Trebuie. Nu. Auzi, Jador, de aia vezi că prin glumă spune adevărul. Eu cred că Andra e dată ce. În orice glumă este puțin adevăr. Există acolo un gram de adevăr. Așa că, Andra, fii cu sufletul deschis, chiar dacă încă 100 de femei au spus că îl plac pe Jador și așa mai departe, așa, dar dacă ție-ți place, luptă, că el așa își dorește o femeie care să lupte pentru el. Dar nu doresc neapărat o femeie care să lupte, astfel că ești femeie. Andra, tu ești femeie, tu nu trebuie să lupți pentru mine, eu vreau să fiu bărbat, lasă-mă să fiu bărbat. Trebuie să știi foarte bine că tu dă-mi de înțeles o chestie și fii așa cum ești tu, tu fii așa cum ești tu. Dacă eu simt ceva, o să-ți arăt. Dacă simt ceva. Dacă e să nu simt. Vezi să nu mă învață de înșeli. Suntem prieteni. Mai arată și așa prietenesc. Vezi să nu te înșeli. Doamne, nu poți scrie. Da. Ce-ți faci așa? Fie, tu fii normal. Cum ești tu? Lasă-mă să fiu bărbat. Tu fii femeie. Tu fii așa cum ești tu în viața ta de zi cu zi. Că dacă îi poate să simtă și altcineva, nu numai eu. Eu cred că Jador a pus cărțele pe față că vrea ceva să facă cu Andra. Dar el oricum nu are încredere, care are impresia că femeile stau cu el pentru faimă și de asta nu... Andra, tu fii dacă eu să... Păi da, eu ce zic? Îmi scrii tot pe femei care am luat. Când am intrat eu prima oară în casa asta... Mă duc să-mi văd ce e unul. Păi de asta zic, trebuie să-ți demonstrezi și să-ți dea un pic. Mari, ca mare dreptate, adică e și normal să stai în tensiunea asta, nu? Cum? Zic că e și normal să stai în tensiunea asta și tu și Bogdan. Baxter, de ce te-a acuzat Bianca? Mă întrebase, de fapt, dacă m-a trimis Oian. Jador, am vorbit cu Simina și a fost extrem de sinceră cu mine. A fost special făcut pentru tine totul. Crezi că o să mai vorbești vreodată cu ea? Știi deja răspunsul comunist, nu știu de ce mă întrebi. Răspunsul este nu. De ce m-ai chemat până la urmă la Camera Roșie? Ca să discutăm sau că vrei să mă cunoști? Păi îmi place să mă joc așa. Te-ai vedea într-o relație cu mine? Aș vrea o relație. Până acum. Mâine, dacă scoți ceva pe gură greșit, s-ar putea să nu mai vreau.